Și pentru că spuneam mai devreme că inclusiv în această seară există un eveniment, de fapt mai multe evenimente la care merită să ajungeți, vă povestim în continuare despre evenimentul cultural dedicat celor 170 de ani de la nașterea celui mai mare dramaturg român, Ion Luca Caragiale, și în mod firesc și evident evenimentul se desfășoară pe scena Teatrului Național Satiricus Ion Luca Caragiale din Chișinău. Chiar și ieri vă povesteam despre acest eveniment care se va desfășura până pe data de 20 octombrie, deci nu aveți nicio scuză, doamnelor și domnilor, să nu ajungeți la spectacolele pe care mai multe teatre din România le vor juca la Chișinău. Următorii noștri invitați să ne povestească mai multe despre eveniment și, sper eu, despre emoțiile de a juca pentru publicul de la Chișinău. Așadar, îi prezint și le mulțumesc de la bun început pentru prezență. Îl salut pe domnul Ion Bădin, vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara. Bine ați venit la noi, domnule Bădin. Sărmâinile. Și îl salutăm pe domnul Mihai Feier, actor al Teatrului de Artă Deva. Bine ați venit la noi, domnule Feier. Bine v-am găsit. Și apropo, chiar aș vrea să menționăm faptul că e 17.04. Asta înseamnă că pe scena Teatrului Național Satiricus a început deja spectacolul. Da, în sala mică a Teatrului Satiricus. Colegii mei deja au început. E un spectacol, nu e ușor să fii bogat, un spectacol regizat de colegul meu, Eugen Pădureanu, care și joacă alături de Roxana Olșanski în acest spectacol. Noi mai avem câte ceva de spus pe scena Teatrului Satiricus Ion Luca Caragiale. Mâine seară, pentru că este festivalul Ion Luca Caragiale, venim cu Noaptea Furtunoasă, nu se putea altfel. Domnule Feier, o să vă întrerup puțin. Da. Știți de ce? Pentru că noi, conștiincioși din fire, am pregătit un mic material pentru cei de acasă despre teatrul de artă din Deva. Haideți să-l urmărim împreună. Vă rog. Și revenim imediat ca să înțelegem exact despre ce instituție teatrală vorbim. Teatrul Național de Artă din Deva a fost cotat ca fiind unul dintre cele mai bune teatre de revistă, a cărui artiști jucau peste tot cu săli arhipline. Nume marele scenii românești au debutat sau au colaborat cu Teatrul din Deva, care a fost o rampă de lansare pentru o parte dintre marii actori, regizori și scenariști ai României. Dintre monștrii sacri ai teatrului și revistei românești, au fost prezenți cu spectacole la Deva Maria Tănase, Stella Popescu, Alexandru Arșinel, Gian Constantin, Puiu Călin, Ioana Radu, Ion Dichiseanu și alții. De-a lungul timpului, instituția de cultură a avut mai multe denumiri, precum Teatrul Orășenesc, Teatrul de Estradă, Teatrul Arta, Teatrul de Revistă, Teatrul de Artă Dramatică, Teatrul Județean Hunedoara și, în prezent, Teatrul de Artă Deva. În perioada 11-15 octombrie 2022, echipa Teatrului de Artă Deva se va afla la Chișinău, pe scena Teatrului Național Satiricus Ion Luca Caragiale, unde vor prezenta publicului 5 spectacole, producții proprii. Programul spectacolelor desfășurate în Republica Moldova va cuprinde următoarele piese. 11 octombrie, Nu-i ușor să fii bogat, adaptare după George Spiro, regia Eugen Pădureanu. 12 octombrie, O noapte furtunoasă de Ion Luca Caragiale, regia Mihai Panaitescu. 13 octombrie, O afacere de familie, după o idee de Bobrick și Clark, regia Eugen Pădureanu. 14 octombrie, Un tramvai numit Dorințe de Tennessee Williams, regia Eugen Pădureanu. 15 octombrie, Păcală, adaptare după Bogdan Radu Ghelu, regia Mihai Panaitescu. Cam acesta este programul pe care... Pe care eu mă pregăteam să-l spun, dar e perfect așa. Rămân mai multe vorbe despre restul. Pentru că, da, e o bucurie pentru noi să fim la acest festival care... trebuie, e obligatoriu să consfințească cei 170 de ani de la nașterea lui Ion Luca Caragiale și mulțumim pe această cale organizatorilor, în primul rând maestrului Sandu Grecu, omul cu ideea, da, și celorlalți care au pus umărul. E vorba de Primăria Municipiului Chișinău, e vorba despre Institutul Cultural Român Mihai Eminescu de aici din Chișinău și trebuie să mulțumim celor care ne-au ajutat să ajungem aici și ne ajută să trăim și să trăim bine, artistic vorbind. Da. E vorba despre Consiliul Județean Hunedoara, reprezentat aici de vicepreședintele Ion Bădin.
spuneam înainte de a intra în studioul dumneavoastră, ne facem fiecare datoria, dânsii, să facă rost și să ne pună la dispoziție niște bani, iar noi să transformăm acești bani în niște producții care chiar au priză la public. Minunat, un pic mai târziu, domnule Fier, o să și vorbim despre aceste producții, noi le-am menționat, dar ar fi cazul să detaliem puțin, neapărat. Domnule Bădin, dar pentru dumneavoastră aș vrea să vă rog să ne povestiți despre această, nu știu, colaborare cu Teatrul Național Satiricus din Chișinău. Cu siguranță e un eveniment care ne aduce și mai aproape, pentru că e important să spunem asta, festivalul se numește Unire prin Cultură. Ion Luca Caragiale să ne judece. Exact. Da, acest concept Unire prin Cultură, de fapt, a început conceptul în primăvară, când Teatrul Satiricus din Chișinău ne-a vizitat în județul Hunedoara la Deva și a susținut timp de 5 zile 5 spectacole, plus un bis, un spectacol, după ce s-au întors de la Craiova, de la un festival în Valea Jiului, la Petroșani, pe scena teatrului de dramatic Ide Sârbu. Sigur că pentru mine este o onoare, am fost și anul trecut la festivalul Festis, cu am însoțit teatru de artă din Deva, pentru că la nivel de Consiliul Județean ca vicepreședinte am în subordine cele două teatre din județul Hunedoara. În acest an, datorită acestui excepțional om de cultură care l-aveți aici în Republica Moldova pe maestru Alexandru Grecu, un om extraordinar și un bun prieten de-al meu, care a devenit de un an și ceva de zile, domnia s-a invitat și al doilea teatru din județul Hunedoara, Teatrul Dramatic Ide Sârbu, și încă o dată vreau să repet, a fost o onoare pentru județul Hunedoara aseară, pentru că acest festival a fost deschis chiar de Teatrul Ide Sârbu din Petroșani, cu piesa Dale Carnavalului, piesă care a fost, este regizată de domnia sa, de domnul Alexandru Grecu, și acum câteva săptămâni a avut premiera pe scena teatrului din Petroșani. Spuneam, este o onoare. Noi, Consiliul Județean, investim foarte mulți bani în actul de cultură în județul Hunedoara, asigurând tot ceea ce este necesar celor două teatre și nu numai, mai există și Centrul de Artă și Cultură al județului Hunedoara și Biblioteca Județeană Ovidiu Sușanu, care unde se desfășoară la acest nivel foarte multe evenimente în județ, s-au desfășurat până acum și mai sunt și până la sfârșitul anului. Spuneam, unirea prin cultură vrem să o dezvoltăm în continuare și în anii următori. Luna viitoare va sosi la Chișinău administratorul public al județului Hunedoara, domnul Costel Avram, împreună cu șeful Centrului de Artă și Cultură, Ciprian Roman, pentru a pune la punct și spectacole de muzică populară, care încercăm, aseară am avut chiar o discuție înaintea de deschiderii festivalului cu primarul general, cu domnul Ceban, și ideea dânsului era ca în data de 15 ianuarie anul viitor, când este anul Eminescu și limba română, da, să vină, să fie un fel de spectacol al ansamblurilor din Chișinău la Deva, iar în 24 ianuarie, când este Mica Unire, ansamblul de muzică populară din Deva, al Centrului de Artă și Cultură, să se deplaseze pentru două spectacole la Chișinău. Deci, încă o dată, avem grijă de cultură, pentru că oamenii nu așa pot fi educați prin cultură, investim sume atât cât trebuie și chiar și în plus, ca să actul cultural să fie la nivelul ceea ce își dorește publicul. Pentru că, până la urmă, publicul este cel care, prin aplauze sau nu, arată calitatea unui spectacol. Așa. Apropo de educație, domnule Bădin, cred că putem fi cu toții de acord că Ion Luca Caragiale ne-a educat, a încercat să ne educe prin modul în care ne-a portretizat în toate creațiile sale. Și, domnule Feier, spuneți-mi, vă rog, când ați avut primul contact așa cu creația lui Ion Luca Caragiale? Când l-ați jucat prima dată? Când ați jucat piese din Caragiale pe scenă? Ca orice copil, bănuiesc, în timpul școlii, atunci când celebrele nuvele ale lui Ion Luca Caragiale erau puse în scenă pentru spectacolele care se dădeau în cadrul școlilor. Și apoi a fost așa un pic de pauză. Eu, la Teatrul din Deva, venind în 83, am aproape 40 de ani de când sunt acolo, dar în prima parte a activității
ocupându-mă cu altceva, era vremea teatrului de revistă, pe cartea mea de muncă a scris, chiar dacă nu se mai vede acum, balerin, și am început să cochetez apoi cu teatrul și să mă pregătesc pentru partea asta alaltă, mai desfârșit a vieții, nu, sună ciudat, nu, desfârșit, nu, niciodată desfârșit, după. Am avut norocul să mai joc în niște nuvele, Conul Leonida față cu reacțiunea, și apoi a venit momentul frumos, oarecum prevestit de prima întâlnire cu Sandu Grecu, în urmă cu vreo 4 ani și ceva, când a montat la noi Maestru și Margarita, și imediat după a venit și această Noapte Furtunoasă, e drept regizată de Mihai Panaitescu, dar cu un ochi aruncat așa un pic și de mai sus, pentru că nu se putea altfel. Da, Caragiale rămâne contemporan și cu siguranță va fi, de fapt în ceea ce noi am pregătit inclusiv și va fi prezentat inclusiv aici la Chișinău, se va vedea acest lucru. Suntem convinși că va fi contemporan și cu urmașii noștri, pentru că montarea noastră e un pic, hai să spunem, ieșită din niște șabloane. Știu că există foarte, foarte multe voci care ne acuză uneori că mai decupăm câte ceva, câte puțin tel de acolo, dar trebuie adus până la urmă, oarecum, în vremurile noastre, și atunci ne-am permis acest sacrilegiu să mai facem niște mici adăugiri și în ceea ce privește decorul, care nu este foarte, foarte clasic, e mai de viitor, e în zona steampunk, mă rog, dar wow, hai să da, haideți să fim acum foarte cinstiți până la urmă cu noi. Așa cum Caragiale a adaptat celebrul aforism antic, ridendo castig ad mores, râzând biciuim boravurile, spunând că nimic nu-i arde mai tare pe ticăloși decât râsul. Și noi, la fel, am încercat oarecum să-l aducem, să-l reinterpretăm puțin tel în montarea noastră, aducându-l nu numai în zilele noastre, ci ducându-l chiar un pic înspre viitor. O Noapte Furtunoasă în stil punk? Nu oare neapărat punk, nu, decorul doar. Decorul e un pic mai altfel. Nu, steampunk e un curent venit dinspre Statele Unite și care ne trimite oarecum un pic în viitor. Se va vedea foarte multă piele și se vor vedea foarte multe ruine în jurul nostru. Ne-ați intrigat. Va fi interesant cu siguranță. Ați văzut, domnișoara moderator, spuneam, ei sunt oamenii din față, da? Pentru că ei sunt actorii care joacă pentru public. Noi suntem Consiliul Județean oamenii din spate și spuneam de fondurile necesare. Acum am făceam un calcul. În acest an, bugetul alocat pentru cele două teatre, Teatrul de Arte din Deva și Teatrul Dramatic din Ide Sârbu, se ridică la peste 9 milioane de lei românești. În banii lei moldovenești, undeva la 36 de milioane ar veni. Sume care acoperă tot ceea ce au necesar și chiar dacă mai sunt necesare sume la rectificarea de buget, care va fi în această lună, sigur, dacă se vor face mici corecții, dacă mai sunt necesare sume. Vreau să revin un pic, anul trecut, tot prin intermediul maestrului Alexandru Grecu, am avut o întrevedere destul de lungă cu primarul general, cu domnul Ceban, în care i-am lansat o invitație să viziteze județul Hunedoara, să vină la Deva, reședința județului, la invitația președintelui Consiliului Județean, domnul Laurențiu Nistor, și domnia sa s-a deplasat în acest an, în 17 februarie, a fost la Hunedoara, și atunci a fost o scrisoare de intenție privind încheierea unui acord de cooperare și înfrățire între județul Hunedoara și municipiul Chișinău din Republica Moldova. El a fost semnat în 17 februarie. Urmează ca la începutul anului viitor, prin dirigențele respective, prin ministerele de externe, să se pună la punct această înfrățire între județul Hunedoara și capitala Republicii Moldova, ca să desfășurăm aceste activități atât în plan cultural, cât și în economic, în domeniul sanitar și educație și așa mai departe. Eu am o curiozitate. Da, vă rog, domnule. Da, voiam să completez, pentru că acel moment va fi anticipat oarecum de ceea ce se va întâmpla prin 3-4 noiembrie încolo, când Maestru Sandu Grecu va veni în județul Hunedoara
pentru o producție comună a celor două teatre din județ, Teatrul de Artă Deva și Teatrul Dramatic de Sârbu din Petroșani. Tot Caragiale. Tot Caragiale, o scrisoare pierdută. Va monta domnul Grecu. Da, exact. Va monta domnul Grecu. Okay. Premiera va avea loc în 3 decembrie la Deva și în 4 decembrie la Petroșani, a doua premieră. Și sperăm și la Chișinău. Dacă totul e bine, de ce nu? Așa. Eu aveam o curiozitate legată de Chișinăul nostru. Să știți că pe data de 14 octombrie noi sărbătorim hramul orașului Chișinău. Cum vă simțiți la Chișinău? Întotdeauna absolut minunat. Întotdeauna absolut minunat. O spun în primul rând ca artist. Pentru că la absolut toate spectacolele pe care am avut fericirea să le joc aici, s-a simțit acea trăire, simți efectiv publicul și este absolut fantastic. Lucru care, trebuie să o spun, îmi pare rău, nu o simt întotdeauna, nu îl simt întotdeauna acasă. Freamătul de aici e un pic mai mult, dar, nu știu, probabil că se va mai așeza în timp și la noi. Sigur. Mă doare faptul că un părinte îi dă copilului 50 de lei să meargă la mall, dar nu îi dă 20 de lei să meargă la teatru. Nici măcar nu îl îndrumă să facă lucrul ăsta. E un pic apăsător, dar cu siguranță așa încet, încet se vor așeza și sunt convins că generațiile viitoare vor avea un pic mai mult noroc decât noi. Da, așa este. Am văzut și aseară, a fost o sală arhiplină la Dale Carnavalului. Foarte mulți tineri, ceea ce m-a impresionat. Și anul trecut când ați jucat voi la festivalul Festis, este un lucru îmbucurător că tinerilor le place cultura și teatru și vin în sălile de spectacol. Eu cel puțin anul trecut a fost prima mea deplasare în Republica Moldova la Chișinău, anul acesta este a doua. Stau mai mult, adică am venit duminică după amiază și plec joi dimineața. Am vizitat, voi mai vizita și mâine. Am fost și astăzi și extern un pic de Chișinău. Am fost la Milești Mici, la Crame, ceea ce m-a impresionat foarte mult ce am văzut acolo. Dar cred că Chișinău este un oraș care merită mult mai mult decât în prezent și sunt sigur că prin eforturile care se fac aici, capitala Republicii Moldova în viitorii ani va arăta mult, mult mai bine. Sperăm cu toții. Noi suntem convinși de asta. Așa cum sperăm la ceea ce e acasă, acelea speranțe ne le punem pentru tot ce se întâmplă în jurul nostru și nu e vorba doar de România sau de Republica Moldova. Sperăm ca peste tot să se schimbe ceva în bine în sfârșit, pentru că de restul ne-am cam săturat. Exact. Și sunt mulți, și apropo, sunt foarte mulți tineri din Republica Moldova, din Chișinău, care studiază la Universitatea din Valea Jului la Petroșani. Aveți destui studenți care studiază în județul nostru. Noi suntem peste tot. Da. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență, domnule Bădin, domnule Feier, mulțumim mult, vă mai așteptăm și să fie un festival care să atragă public, asta este cel mai important și să ne revedem și cu alte ocazii frumoase. Noi suntem convinși de asta, vă mulțumim pentru invitație și așteptăm pe Feier, oameni. Să spunem, mâine, de exemplu, mâine... La 18:30, sala mare a Teatrului Național Satiricus Ion Luca Caragiale, O noapte furtunoasă, Teatrul de Artă Deva, regia Mihai Panaitescu. Vom fi acolo. Care e și șeful nostru, adică managerul teatrului. Și vă așteptăm și pe dumneavoastră și pe locuitorii Chișinăului să viziteze județul Hunedoara, pentru că au ce vedea, mai ales din punct de vedere istoric. Suntem județul cu cele două capitale, Sarmizegetuza Traiana și Sarmizegetuza Regia, de acolo de unde se trage obârșa poporului român. Vă mulțumim tare mult! Tot cere.